Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Taur pentru perioada 16-31 august 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Taur în această perioadă, ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Taur. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul, dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Taur în perioada 16-31 august 2024. Avem optul de monede, ok, optul de băte, asul de monede, valetul de monede și la baza pachetului 10 de băte. Foarte multă muncă, mult efort, depuneți foarte mult efort, sunteți foarte solicitați, sunteți munciți foarte mult, alergați foarte mult pentru scopul vostru, pentru locul de muncă, sunteți foarte, foarte axați. Poate este un nou loc de muncă, da? Aici cu valetul de monede este un nou proiect, un nou loc de muncă, da? V-ați schimbat poate unii dintre voi sau poate lucrați la două, da? Locuri de muncă în unele situații. Vă împărțiți așa sau sunteți supra-solicitați? Poate lucrați și în locul altui coleg, colegă, da? Parcă vi se mai propune încă o responsabilitate la locul de muncă, nu știu de ce mi se spun acest lucru, iar pentru unii dintre voi, posibil să deveniți părinți sau să ajutați copiii la casă, da? Sunteți foarte atenți la detalii, munciți foarte mult, vreți să reparați, da, lucruri din casă sau poate chiar o relație în unele situații, depuneți foarte mult efort, sunteți foarte axați acolo, da? Sunteți foarte prinși în această poveste sau în acest loc de muncă, vești plăcute pe care le primiți, bani pe care îi primiți pentru tot efortul pe care le-ați depus, da? Munciți foarte mult, foarte intens în această perioadă, cei din zodia Taur, da? Sau lucrați la anumite lucruri personale ale voastre, da, cum am și zis, posibil, da, poate la casă, da, vreți să faceți schimbări în locuință, aveți foarte multe lucruri de făcut, foarte multe drumuri, situații care benefice, care se vor schimba, da, în viața dumneavoastră apar schimbări benefice, da, aici cu optul de băte, foarte interesant, wow, patru de monede, dar avem aici și pe cineva care este ușor egoist, da, ușor încăpățânat, care ține la economiile sale sau la ceea ce a agonisit, la ceea ce are. Este cineva aici cam prins, da, dar chiar și voi, da, sunteți mulțumiți de ceea ce aveți, pentru că vă reprezintă și pe voi monedele, da, posibil să aveți de-a face și cu Taur și voi Taur, da, Fecioară și Capricorn. Foarte multă stabilitate, foarte multă siguranță vă doriți, da? Ați muncit pentru aceste lucruri, da? Pentru confortul vostru. Dar parcă vă pe cineva aici zgârcit, parcă n-ar vrea să cheltuie. Sau n-ar vrea să spună anumite lucruri, sau n-ar vrea să iasă din zona de confort. Sunteți hotărâți să vă oferiți confortul dorit unii dintre voi, da? Poate vă doriți o plecare, 6 de spade, da, și este nevoie să aveți bănuți, da, și pentru această călătorie cumva depuneți mai mult efort ca să puteți să faceți acest drum important sau cineva vine de la drum și voi cumva vreți să fie totul gata până apare această persoană sau vreți munciți pentru a merge la un drum sau cumva încercați să găsiți soluții să călătoriți, să mergeți către o nouă direcție, un nou loc de muncă, către o nouă persoană, da, posibil și acest lucru. Sau să vă revedeți cu persoane dragi în această perioadă. Drumuri foarte importante. Luna, da?
Aici vorbim despre lucruri neștiute. Poate cineva vine pe ascuns sau cineva vine și vă face o surpriză. Nu știți că această persoană vine către voi în unele situații. Posibil să aveți de-a face cu zodia Pești în unele situații sau Rac. Acum toată lumea va rezona cu acest mesaj, dar cu aceste zodii. Dar sunt lucruri neștiute aici. Sunt lucruri pe care nu le știți, nu le ați văzut sau nu știți în totalitate totul despre o persoană, despre o situație. Cumva investigați, unii dintre voi cercetați, vreți să verificați ce se întâmplă, de ceva aici care se ascunde de voi și voi încercați să găsiți acest răspuns sau simțiți cumva că se ascunde ceva, da, și vreți să căutați adevărul. Da, faetonul, cineva de la drum, cineva care poate nu vă spune că vine și vine așa pe nepusă masă către voi. Oricum este aici ceva care va duce un succes, o victorie. Vine cineva pe nepusă masă, cineva care nu ați crezut că o să vină către voi sau unii dintre voi vă achiziționați o mașină, da? Vă cumpărați în această perioadă, da, un imobil sau vă mutați, vă relocați aici cu faetonul, posibil să aveți de-a face cu zodia Rac. Este aici, munciți pentru visul vostru, pentru țelul vostru. Reparați o mașină, reparați o casă, vă mutați, v-ați cumpărat poate o locuință și acum sunteți acolo foarte implicați, foarte puși, da, a renova acea casă, acea locuință sau sunteți ocupați cu mutarea, da? Posibil pentru unii dintre voi. Foarte multe drumuri pe care le faceți în această perioadă. Dar și drumuri bune, da, plăcute. Moarte aici, posibil să aveți de-a face cu un scorpion, da, se închide un capitol poate greu în viața voastră, se închid anumite obiceiuri, anumite stări, poate închideți anumite încercări ale vieții, da, dar apar lucruri noi pentru voi, lucruri bune, benefice. Cum am și zis, posibil ca unii dintre voi să vă reparați locuința sau poate o mașină, da? Poate ați avut probleme cu ea și acum, da, aveți grijă la drumuri, da? Pentru că este ceva care vă cam împiedică, așa simt nevoia să spun că nu puteți să vă faceți în totalitate treburile, da? Să le aduceți la bun sfârșit. Este ceva care vă cam îngreunează, în această perioadă. Da. Haideți să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă cu voi. Da, un final. Aveți grijă, vorbim iar despre un 10, poate importante, aceste date, da, 10, 20, da, 8, data de 8, 16, sunt poate importante pentru voi, se întâmplă anumite situații, da, care văd că se repetă aceste cifre și posibil ca unii dintre voi să se întâmple ceva important, da? Pentru că aici vorbim și despre o trădare, despre un final. Voi închideți un capitol, da? Un capitol greu care a fost în viața voastră, o trădare, o suferință, poate probleme de sănătate, unii dintre voi, da? Primiți vești plăcute, că vă reveniți, faceți recuperări, da? Lucrurile decurg ușor, ușor, devin la normalitate, da? Da, este ceva aici care vă cam îngreunează în această perioadă. Justiția, posibil să aveți de-a face cu zodia Balanță, se face dreptate într-o situație, semnați acte, documente, apare echilibru, apare liniște, apare armonia în viața voastră, dar poate aveți de-a face cu instituțiile statului sau vi se face dreptate într-o situație în care ați muncit foarte mult sau ați fost neîndreptățiți într-o anumită perioadă, da? Și acum vi se face dreptate, vi se arată calea, vi se arată adevărul, vi se arată câștigați un proces unii dintre voi. Ați fost de foarte mult timp în acest proces, da? A trecut foarte mult timp și acum aveți rezultate pozitive, da? Sunteți mulțumiți. Da, primiți vești, invitație, da, de a călători, de a merge într-o altă direcție la cineva, își declară sentimentele aici, da, poate persoană importantă, da, partenerul, partenera, da, sau primiți o invitație de a călători, de a merge într-un loc plăcut, poate mergeți în concediu unii dintre voi în această perioadă.
o mutare din nou, o nouă invitație la drum. Iarăși vorbim despre drumuri, da? De a călători în locuri unde vă plac, unde vă încântă, da? Că aici vorbim cu cavalerul de cupe, da? O persoană sinceră, da? Dar și persoană sensibilă în același timp. Drumurile sunt foarte importante pentru voi în această perioadă, da? Faceți foarte multe drumuri, foarte multe schimbări, da? Vești, foarte multe vești, veștile vor circula foarte mult, veți comunica foarte mult prin intermediul online sau telefonic, da? Este ceva care vă încântă, vă place, dar într-adevăr vă și obosește, vă aduce și multe responsabilități. Unora dintre voi foarte multe lucruri pe care, sau foarte multe sarcini în care vreți să le duceți până la bun sfârșit. Aveți energia necesară, dar aveți grijă la atâta epuizare, da? Să nu fiind și zecele de spade, da? Cumva să nu ajungeți într-o stare de sănătate nu tocmai plăcută, da? Pentru că sunteți prea axați pe treburi, pe sarcini, să le duceți până la bun sfârșit, să vă împărțiți în mai multe direcții. Trebuie să fiți atenți și la voi, da? În momentul în care nu vă simțiți tocmai bine din punct de vedere al sănătății, da, luați o pauză, odihniți-vă și apoi reluați activitatea, da, de la capăt. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.